Eu am găsit și primele ghele pe anul ăsta, de aici, din pădurea asta. De aici am cules numai hrivi, uite că acum am găsit și ghele. Și uite așa, cum s-a făcut la ceata asta, începând de aici, uite așa, uite acolo, acolo. Deci toată bucățica asta, sunt numai ghele. Uite aici, ce buchet frumos. Ia uitați. Și uite așa până încolo se întind. Deci primul loc cu ghebe. Da, frumoase, nu? Bună dimineața! Să știți că de dimineața asta s-au încălzit temperaturile la noi, au urcat gradele în termometru. E prima dimineață de vreo săptămână și mai bine, aproape două săptămâni, de când am avut numai cu minus și minus multe grade. L-am mai înghețat tot timpul. Astăzi dimineața e o zi superbă, chiar frumoasă zi de toamnă. O temperatură așa plăcută, se simte și în aer și am zis că dacă e vremea asta așa frumoasă, hai să vin la pădure, că a fost cald și ieri. Și să văd, poate au ieșit și ghebele, o pintici, cum spunem noi aici în zonă. Să mai văd cum e situația la hrib, căci cu siguranță mai sunt, mai găsim. Sunt încă și se fac, mai ales acum dacă a urcat temperaturile în termometru. Vă dați seama că seara și pe noapte a fost mai cald. Cald dimineața, nu mai e la pragul ăla de îngheț. Și cu siguranță ei încă vor ieși din pământ. Un pic de ploaie trebuie, că eu scad bine, bine în pădure. Trebuie și un pic de ploaie acum, dacă a dat și călură și mai și ploua, ar fi bine, bine și va fi din nou explozie de hrib. Cel puțin așa, măcar pe vreo săptămână, cred că cu siguranță vor mai fi, că sunt mulți mici ieșiți. Da, ce să vă zic, hai să punem și astăzi în aventură, că uite pădurea așteaptă să o luăm la pas. Profităm din nou de aerul ăsta curat, încărcăm plămânii cu aer curat, oxigenăm și creierul în același timp, tot cu aerul ăsta curat. Și uite că vă iau și pe voi. Dacă o să urmăriți clipul până la capăt, o să vedeți ce fac și astăzi. Nu uitați să lași un like, pentru că clipul va fi vizionat de mai multă lume și va fi ținut în pagină. Like-ul dumneavoastră contează foarte mult, să știți. Nu te costă pe tine nimic, pe mine mă ajută. Așa că apasă butonul ăla de like, vă uitați cu miile, dar nu apeși butonul ăla de like, apasă-l, te rog, că o să fie bine și îți mulțumesc pentru asta. Și hai ca să nu stăm mult la vorbă și să o luăm la pas, că pădurea e frumoasă. Se pare că să sunt singurel în pădure, o să am exclusivitate, nu o să fiu deranjat și o să fiu concentrat pe ceea ce fac. Ok, hai, go, go, că uite ce faină pădurea. Și am găsit și primele ghele pe anul ăsta, de aici, din pădurea asta. De aici am cules numai hrivi, uite că acum am găsit și ghele. Și uite așa, cum s-a făcut la ceata asta, începând de aici, uite așa, uite acolo, acolo. Deci toată bucățica asta, sunt numai ghele. Uite aici, ce buchet frumos. Ia uitați. Și uite așa până încolo se întind. Deci primul loc cu ghebe. Da, frumoase, nu? Deci, încep să iasă și ghebele aici în pădure. Eram sigur că odată și odată vor ieși.
acum că s-a și încălzit, cu siguranță vor fi bine, că astea vor fi până la sfârșitul noiembrie, nu e problemă. Da, hai să mă dau la cules și o să vă arăt și vouă ce mai găsesc pe aici prin zonă, căci cu siguranță se ascund multe. Și aici câteva sunt multe ghele astăzi. Aici eu puțin locul ăsta, e super. Ăștia i-am cules numai de aici, de la ciota asta. Frumos, nu? Deci primele ghebe, prime opintici din pădurea Horlăceni. Abia acum încep să se facă. Eu acum am dat de ei, se fac mai demult, dar acum au ieșit aici, pe locul ăsta, unde vin eu? Unde vin la hribi? Și uite că au început să se facă aici. Mă bucur. Hribii încă nu s-a încheiat ciclul lor, mai ales acum dacă se încălzește, cu siguranță vor ieși. Vom avea un an de ciupercărit așa, mai lung, o toamnă lungă anul ăsta. Și uite că tot ceea ce e bine merge spre bine, cum se spune, sau cum s-ar spune. Da, super ok. Da, hai să văd ce mai ascunde locul ăsta și o să vă arăt și vouă. Cât sunt, cu siguranță, mai mulți în zonă. O să mă uit, o să fiu atent că aici e și locul de hrib și o să mă uit și după hrib. Cu siguranță dau și de hrib, fără doar și poate. Da, stai până la capăt, urmărește clipul, lasă like-ul, abonează-te dacă nu te-ai abonat. Și mulțumesc celor ce veți veni în continuare pe canal și celor ce sunteți abonați. Da, hai să continuăm aventura, să vedem ce mai găsim astăzi, că avem multe surprize plăcute. Locul are potențial și ne rezervă multe surprize. Uite, cam așa arată șufrânii. Ce spui? Sunt stade tânări. Am cules și mai mari zilele trecute. Am dat la cineva o caldare mare. Cules mulți, că erau. Ea arată ca și chitarca. Alun mai mare. O din clasa hribului face parte. Se fac și mai mari, alun mari, mari chiar. Așa, o să culeg și vreo două șofrănii. Câteva holubițe, o să iau de mai multe specii astăzi, că sunt. Da. Hai să mai vedem, poate mai sunt șofrănii pe aici, că se fac. Ca am din zona lor. Uite cât de frumos ăsta. Ia uite ce frumos e. Unul a fost călcat, a fost cos. Uite, hulubie ce frumoase. Sunt de toate, în pădure. Numai să le culegi. Toamna e bogată cu de toate, doar să culegi. Da, azi o să-i fac o surpriză mamei plăcută, o să-i duc opintici, dai nușe de pădure, să mănânce, dai nușe din zona noastră, se va bucura enorm. Chiar mă întrebă dacă nu găsesc opintici și am zis că încă n-au apărut. Dar astăzi o să-i fac o surpriză plăcută. Se duc câteva hulughițe, câteva șufrănei. Da, hai să ne uităm ce mai e prin zonă și vă arăt. Uitați aici o pintice. Ce frumos se fac, uite. Așa cum e pe linia asta. Uite așa aici. Și cum se întinde încolo. La pădurile de foioase
și la câmpie, la șes, nu se fac ca la munte, mănânci urmare în altă. Asta, mai respirat, dar e destul de frumos aici. Dar am rămas cu surprins când astăzi am început să-i găsesc, să știu că se fac și la noi în zona noastră, că am zis că anul ăsta e compromis și nu se mai face. Nu se mai fac, dar uite că puterea lui Dumnezeu este mare și are grijă și uite ce frumos îi scot și mi-i aduc ca să-i punem pe masă, să-i avem în facerie, să-i consumăm acum proaspeți și să conservăm și să avem pentru la iarnă. Da. Uite și aici, în zonă, este mai facă așa și câte unul respirat în pădut. Nu, uite, uite mai mulți. Uite. Când încep să dai de ei, încep să te scapară. Și apoi îi urmărește, dur pe linia lor și îi găsești. V-am spus, așa e la pădurile noastre, la pădure de câmpie, de șes. Pădurile frioase nu e ca la munte, unde e altă temperatură acolo. Au umiditate, au o mizeală mare, ceață dimineața, au toate condițiile. La noi trebuie un pic de ploaie, că e uscat tare în pădure. A fost și un anse ce trebuie și a spus cuvântul. Și văd că acum se usucă din nou, dar dacă va veni un pic de ploaie, să știți că se schimbă radical situația și vor ieși cu mult mai mulți. Hai să fiu atent și ce găsesc vă arăt și vouă. Și uite, avem un grip frumos aici. Continue să se facă și ăștia. Da, o să fiu atent aici prin zona, căci cu siguranță trebuie să mai găsesc ceva. Că are potențial mare zona și camelucul lor. Trebuie să-i găsesc și astăzi acasă. Uite-l cât e de frumos. Uite-l cât e de frumos, numai. Ce frumos se tăie la aici. Ia uite. Ei, mai frumos este, măi. Mai frumos este, măi. Ce e asta, măi? Frumos. Frumos, frumos. Da, hai să fiu atent, că cu siguranță dau și peste alții, trebuie să fie, nu? Căutați, poate ce găsim, uite, ca să vezi cum le aranjează natura pe toate. Și un grip și o pintici, făcuți așa lângă alții. Unul lângă altul, nu se despoase. Da? Hai să fiu atent și vă mai arăt ce mai găsesc pe aici. Că ce are potențial zona și sigur sunt mulți. Ia uite aici, e frumos. Bătrân deja, îl lăsăm să se topească, n-a fost găsit la timp, dar și frigul l-a afectat, l-a muiat total, asta face frigul. Da, nu uite-o, mă atingi, pe
siguranță, pardon, ăsta era pe șunt. Vă mai trebuie să căutați cu grijă. Azi mai rare acum, mult mai camuflați, pentru că frigul din zilele trecute a îngheptat pungile pe copaci și le grăbește procesul lor de a se scutura de pe ramuri și cam se așează covor de frunze, un strat nou de frunze în pădure și astăzi bate și vântul și dacă va bătea vântul așa bine, scutură bine frunzele, da? Dar asta e natura, asta este farmecul naturii. Și trebuie să profităm de frumusețile naturii. Da, hai să mă uit atunci și să văd ce mai găsesc și vă arăt și vă. Și avem unul frumos aici. Și să ne uităm cu atenție. Căci trebuie să fie și ceilalți prin preajmă. Aștia o altă culoare, sunt la frunze, le bate și soarele, nu îți dai seama, dacă nu schimbi poziția de câteva ori să ai altă vizibilitate asupra lor, îi cam ratez. Uite și hologhițe frumoase aici, trei bucăți. Uite-le ce frumoase sunt, astea o să via. O, dar sunt mai multe aici. Aha, locul hologhițelor. Ia uite aici câte sunt. Asta e mai măcut în noi, iau. Care starle iau, care mai nu le iau. Da, e bine. Cât de frumos aici. Poate fi curat în interior, nu zmugare, nu nimic. Da, și sunt multe ologhițe aici. Hai să mă uit cu atenție. Și ce mai găsesc, vă arăt eu. Uite așa doar în locul ăsta. Un hrib și câteva ologhițe frumoase. Nu? Lasă la antez mai moile, lasă aici. Așa se fac la pădurea asta, în unele locuri au culoarea asta, cu lăghițele. Vinețele, cum se mai zic. Au tendința să fie un pic mai apărui. Curățați pielița de pe pălărie și nu vor mai fi amărui. Un pic spre amarduc, dar gustoase și merg bine la pane. Se fac mai mult acum, spre toamnă, spre final. Le mai găsești și vara, prin pădurile de foioase. Da, uite cum e asta. Ai mare, că e și mai mare decât. Vrem măcar la pitare, la picior, că e vezi moi. Noi, măcuță. Bine, sunt mai multe aici în zonă. Trebuie un pic de apă, că e uscat tare în pădure, să știți. Da, hai să fiu atent și ce mai găsesc, vă arăt și vouă. Uite aici ce buchețel frumos, așa. De opintici, de ghebe. Se fac și la buchețel, la noi, dar nu ca la munte, dar se fac. Nu?
frumos aici. Și trebuie să fiu atent, că mai sunt și alții. În zona lor, cam aici au început să iasă. Aici am găsit primii astăzi. Și uite că mai m-am văzut pe aici și aici sunt. În alte locuri, mai încolo, mai în dal, nu am dat vizele. Nu se fac peste tot la început. Ies așa, răzesc câte 1-2, după care își măresc aria. Explodează ei. Da. Hai să fiu atent și ce mai găsesc aici în zona viară și vouă. Da. Stați aproape să vedeți ce fac și astăzi. Văd că se norează. Dacă va veni cu ploaie, va fi bine, bine de tot. Căci sunt și mult puieți de hribi, am găsit. Și vor ieși și prinde bine și la o pinticu. Pinticul iubește ploaia, umezeala. Va fi bine pentru ei. Da, hai să văd ce mai găsesc și vă arăt și vouă. Uite aici. O chestie. Frumos. Și pe linia lui. Așa pe linia asta încolo sunt mai mulți. Trebuie să fiu atent să nu-i calc. Pică frunza repede, se scutură bine din copaci și e mai greu de observat pentru că frunzele îi acoperă. Dar dacă localizez câțiva și ești atent, mergi pe urma lor și dai și de rest. Da? Ok, hai să culegem și să găsim și alții și vii arăt că-ți sunt. V-am spus, aici pe pădurea asta, unde sunt eu în locul ăsta, astăzi am găsit primele ghebe, primele pintici. Ieri am mai văzut la cineva, a găsit un mânuț, nu mult, semn că de ieri începeau să iasă. Dar nu era semnificativ. A dat așa peste ei și alții nu s-a mai găsit, n-am văzut nici eu și umblă de vreo 2 săptămâni și mai bine umblă prin locurile astea și nu am găsit. Uite că astăzi au ieșit primii. Astăzi am găsit primii opintici de la noi în pădure de foiasă. Opinticii la noi în zonă se fac de mult. Vreo 2 săptămâni, în alte păduri, deci din zona Botoșanilor, s-a găsit, la Pumări, l-am înțeles. Acolo mereu se fac, e o mezală, partea aia spre fundul Herții, e altfel. Dar uite că aici acum încep să iasă. Și o să-i culegem cu mare drag și de aici. Deci, da, pădurea asta are mult potențial și îmi place. Hai să culegem. Și ce mai găsesc, vă arăt și eu. Se face din ce în ce mai întuneric în pădure și nu e decât ora 12. Dar se norează, poate va ploua și va fi bine. Da, hai să facem aia pe aici. Gata și aventura mea de astăzi. S-a norat un pic, poate se îndură bunul Dumnezeu și aduce un pic de ploaie pentru că e uscat bine în pădure, foarte uscat. Și de asta au cam întrerupt evoluția ciupercilor, bineînțeles, dar și frigul care a fost în ultimele zile, temperaturile foarte scăzute, au lăsat amprenta mare asupra lor și a spus cuvântul. Mă dau seama, a fost frig, a fost rece tare la sol, nu au crescut, dar a fost frumos astăzi. Mă bucur că am găsit locul ghebelor, opinticilor de pădure, de la noi, din zona Botoșanilor, pădure de foioase.
mă bucur că am dat de locul lor, mă bucur că au început să iasă și în pădurea asta, au ieșit în alte păduri de la noi, din Botoșani, din apropiere, însă nu erau aici. Uite că de astăzi am găsit și ghebele, opintici, sau cum vreți să spuneți voi, eu zic opintici la noi în zona mea, opintici se spune și așa știm de, eu așa știu din copilărie opintici. Că se mai zic și ghebe și cum se mai zic, asta e, fiecare pronunțăm cum am învățat și cum ne-am născut, cu ce ne-am născut, da. Dacă o să stai până la capăt de clip, până la final, o să vezi ce și cum am găsit. Și dacă crezi că e ok, apasă butonelul ăla de like. Îți mulțumesc pentru abonare, mulțumesc celor ce sunteți abonați la canalul meu și mulțumesc celor ce veți veni în continuare pe canalul meu. Da. Și ce să vă zic, ca de fiecare dată, ca bunul Dumnezeu să vă păzească pe voi și pe familiile voastre, acolo unde vă aflați voi. Și haideți și tura viitoare să venim tot în această pădure, că are mult, mult, mult potențial. Da, zi bună și vă aștept la următoarea aventură. Nu uita să apeși butonul ăla de like, abonează-te, distribuie să vadă și prietenii tăi. Zi bună!